Bună ziua! Numele meu este Nicolae Gheorghe și sunt profesor de matematică în școala gimnazială numărul 179 și astăzi, în cadrul capitolului Aria și volumul piramidei, vă invit să rezolvăm împreună două probleme. Prima dintre aceste probleme este problema numărul 8 din manualul de la editura Sigma, pagina 197. Într-o piramidă triunghiulară regulată, cu înălțimea egală cu 12 cm și raportul dintre aria bazei și aria laterală de 1:2, se cere să calculăm volumul și aria totală, iar la punctul B, distanța de la un vârf al bazei la o față laterală. Vom începe problema de la această informație, și anume că raportul dintre aria bazei și aria laterală este 1:2, aria bazei supra aria laterală egal cu 1/2, de unde rezultă că de 2 ori aria bazei este egală cu aria laterală. Înlocuim formulele și de 2 ori L pătrat radical din 3/4, atât cât este aria bazei, în cazul de față, deoarece avem un triunghi echilateral, va fi egală cu aria laterală, adică de 3 ori latura, perimetrul, ori apotema, totul supra 2. Avem aici o simplificare, 2, mi-a rămas că L pătrat radical din 3/2 este egal cu 3 laturi ori apotema, totul pe 2. Putem să înmulțim totul cu 2 supra latura și astfel obținem că latura radical din 3 este egală cu de 3 ori apotema. Putem să împărțim în acest moment prin radical din 3 și rămâne că latura este egală cu radical din 3 ori apotema. Acestea fiind spuse, pot să merg mai departe și să formez de aici o proporție, și anume latura supra radical din 3 egal cu apotema supra 1. Introducem un coeficient de proporționalitate și le exprimăm pe cele două elemente, latura și apotema, în funcție de acest coeficient. Latura egal cu kappa ori radical din 3 și apotema este egală cu kappa. Acum avem nevoie și de desen. Putem să folosim desenul acesta. În triunghiul în care putem să folosim cele două elemente pe care le avem la dispoziție, latura și apotema, este triunghiul AOM. În acest triunghi AOM avem apotema AM, este una din laturi, și OM este o treime din BM, unde BM este înălțimea bazei, deci avem o treime din latura radical din 3/2, adică egal cu kappa radical din 3, de mulțit cu radical din 3, supra 6. Total, ne rămâne că este egal cu kappa supra 2, după ce simplificăm această fracție. Acum, avându-l pe OM și apotema, putem să spunem că în triunghiul AOM avem, pe de o parte, unghiul O egal cu 90 de grade, OM proaspăt calculat egal cu kappa, ce am scris latura, kappa supra 2 și AM este egal cu kappa. Aplicăm teorema lui Pitagora și vom scoate că înălțimea AO la pătrat va fi egal cu AM pătrat minus OM pătrat, adică AO pătrat este egal cu kappa pătrat minus kappa pătrat pe 4, adică egal cu 3kappa pătrat pe 4, și atunci AO este egal cu k
radical din 3 pe 2. Dar AO este cunoscută din ipoteză, este înălțimea, care are lungimea de 12 cm. În consecință, aici AO va fi egal cu 12, de unde rezultă că kappa radical din 3 pe, va fi egal cu 24, adică kappa este egal cu 8 radical din 3. Având kappa egal cu 8 radical din 3, putem să continuăm să scoatem apotema și latura. Apotema am calculat-o mai devreme și am găsit-o că este egală cu kappa. Deci apotema va fi egală cu 8 radical din 3. Iar latura o aveam egală cu kappa radical din 3. Și asta înseamnă că latura este egală cu 24. Pentru a calcula area laterală și volumul, este o simplă formalitate. Doar trebuie să ne reamintim formulele de calcul, și anume volumul piramidei este egal cu area bazei ori înălțimea totul supra 3. În cazul de față înseamnă 1 pe 3, ori area bazei va fi L pătrat radical din 3 pe 4, denunțit cu înălțimea. Asta înseamnă 1 supra 3, demulțit cu latura la pătrat 576 radical din 3 pe 4, demulțit cu înălțimea pe care am primit-o din ipoteză 12. Avem simplificări, 3 s-a simplificat cu 12, a rămas aici 4, s-a simplificat 4 cu 4, 1 și 1, și înseamnă că întregul volum va fi egal cu 576 radical din 3 cm pătrați. În ceea ce privește area laterală, formula este perimetrul bazei ori apotema totul supra 2, și avem perimetrul bazei 3 demulțit cu 24 latura, demulțit cu apotema care este 8 radical din 3, totul supra 2. Avem o simplificare aici, 4, total va fi 4 ori 3, 12, demulțit cu 24, adică total 288 radical din 3 cm pătrați. Am terminat punctul A, putem să mergem și să vedem ce ni se solicită la punctul B. La punctul B ni se solicită distanța de la un vârf al bazei la o față laterală. Știm că prin distanța de la un punct la un plan se înțelege perpendiculară adusă din acel punct pe acel plan, numai că de data aceasta nu vom folosi o altă metodă pentru a calcula această distanță fără să o mai identificăm. Și când spun asta, mă refer la calcularea volumului tetraedrului ABCD în două moduri. Volumul tetraedrului ABCD va fi egal cu volumul tetraedrului BACD. Adică, tetraedrul care are vârful în A și bază BCD are același volum cu tetraedrul care are vârful în B și bază ACD. Evident, vorbim despre același corp. Singura diferență este că mă raportez la o altă bază. Am să mut desenul puțin mai jos, ca să ne fie de folos. Puțin, nu foarte mult. Okay. Volumul piramidei ABCD este egal cu area bazei, care în cazul de față este area triunghiului BCD, demulțit cu înălțimea pe care ne-au dat-o ei, H, totul supra 3. Dacă vorbesc despre volumul piramidei cu vârful în B, atunci volumul va fi egal cu area bazei ACD, demulțit cu înălțimea care
Înălțimea de data asta va avea lungimea egală cu distanța de la B la planul ACD, totul supra 3. Avem același numitor și de aici putem scoate că distanța de la B la planul ACD va fi egală cu aria lui BCD de mulțit cu înălțimea, totul supra aria lui AC, aria lui ACD. Desenul, spuneam că poate ne ajutăm de el. Aria lui BCD este cunoscută, este aria bazei pe care o avem deja. Iar aria lui ACD, aria lui ACD, acesta este ACD, o putem calcula foarte ușor ca o treime din aria laterală pe care o avem, sau pur și simplu înmulțind latura cu apotema și împărțim la 2. Deci putem să continuăm calculul nostru și atunci distanța va fi egală cu aria bazei, nu uitați că în enunțul problemei ni s-a spus că raportul dintre aria bazei și aria laterală este 1 pe 2. Noi dacă avem aria laterală, atunci ne va fi foarte ușor să spunem că aria bazei va fi 144 radical dintre ei, adică jumătate din aria laterală, de mulțit cu înălțimea care, vă reamintiți, era egală cu 12, supra aria lui ACD, adică o treime din 288, asta înseamnă 96 radical din 3. Avem o simplificare, 96 radical din 3 se simplifică cu 144 radical din 3. Simplificarea o putem face prin 16 radical din 3, jos îmi rămâne 6 și sus îmi rămâne 9. 6-le se simplifică cu 12, aici sus îmi rămâne 1 cu 2 și jos îmi rămâne 1 și atunci distanța cerută este egală cu 18 cm. 18 cm. Aceasta a fost distanța. Avantajul este că nu mai trebuie să punem în evidență acea distanță, nu trebuie să ne mai folosim de alte teoreme pentru a identifica distanța și apoi să o calculăm. O calculăm pur și simplu fără să mai apelăm la alte cunoștințe anterioare. Următoarea problemă pe care vă propun este problema numărul 11 din același manual. Avem un tetraedru ABCD în care unghiile AB, AC, AD au câte 1 cm și ni se solicită să determinăm momentul în care valoarea volumului acestui tetraedru atinge un maxim posibil. Avem următoarea provocare. Unghiile AB, AC, AD fiind congruente, ele pot permite vârfului A să se apropie de bază, ca în cazul de aici, sau să se îndepărteze de bază. Dar cu cât înălțimea aceasta este mai mare, cu atât aria bazei devine mai mică. Și atunci, pentru a ieși din această dilemă, util este să luăm acest tetraedru, să îl culcăm pe o parte și atunci, în loc să analizez volumul maxim al acestui tetraedru, să analizez volumul maxim al tetraedrului care va avea vârful în C și ca bază triunghiul ABD. Volumul piramidei sau tetraedrului ABCD devine egal cu volumul tetraedrului CABD și în consecință va fi egal cu aria triunghiului ABD de mulțit cu înălțimea care va fi distanța de la C la planul ABD, totul supra 3. Aria triunghiului, pentru aria triunghiului ABD voi folosi formula latura 1 ori latura 2 ori sinusul unghiului dintre laturi laturile 1 și 2, evident, totul supra 2. În cazul de față, aria triunghiului ABD va fi egală cu AB, a cărei lungime o cunosc, de mulțit cu AD, de mulțit cu sinus de A,
totul supra 2. Cum A, B și AD sunt date, sunt 1, înseamnă că aria este egală cu sinus de A, totul supra 2. Și atunci această arie va fi maximă în momentul în care aria lui ABD este maxim atunci când, sau dacă și numai dacă, sinus de A egal cu maxim. Iar sinusul de A este egal cu maxim dacă și numai dacă știm că valoarea maximă a sinusului este 1. Sinus de A egal cu 1. De aici deducem că măsura unghiului A este egală cu 90 de grade. Perfect. Ce se întâmplă în acest moment cu înălțimea tetraedrului? Observăm că proiectând punctul C pe planul ABD, obținem punctul C prim. Și obținem în același timp un triunghi ACC prim, care este dreptunghic în C prim. Triunghiul ACC prim are măsura unghiului C prim egală cu 90 de grade. Și atunci, folosind inegalitățile în triunghi, și anume că într-un triunghi la latura mai mare se opune întotdeauna unghiul mai mare, putem deduce că CC prim este mai mic sau egal decât AC. CC prim fiind catetă și AC fiind ipotenuză în acest triunghi dreptunghic. În acest triunghi dreptunghic. Dar dacă reușim ca muchia AC să fie și ea perpendiculară pe planul bazei, deci în acest moment noi le avem perpendiculare pe muchiile AB și AD, iar în momentul în care AC devine perpendiculară pe planul bazei, automat CC prim se va confunda cu A. Și atunci înseamnă că CC prim este egal cu AC atunci când AC este perpendicular pe planul BAD. Rezultă că distanța de la C la planul ABD va fi egală cu AC și atinge și ea un maxim. În condițiile în care și înălțimea este maximă și aria bazei este maximă, volumul devine și el maxim. Și atunci volumul maxim va fi egal cu aria bazei, care am stabilit că este egală cu 1 pe 2, de mulțit cu înălțimea, care este 1, totul pe 3. Adică totul este egal cu 1 pe 6 cm. Aceasta a fost problema. Vă invit să reluați toate aceste raționamente și vă aștept cu drag în următoarea lecție.